Mi s-a întâmplat de multe ori să fiu întrebat cum se face X, cum utilizez website-ul Y sau cum folosesc funcționalitatea Z și, cel puțin în cazul meu, deschideam OBS-ul și înregistram cum o fac eu și după asta trimiteam filmulețul persoanei respective. E bine, nu mai este nevoie. Puteți ajuta acele persoane mult mai simplu în doar câteva secunde. Tango este o extensie de browser gratuită pentru crearea tutorialelor înscris pas cu pas. Practic îți ia toate acțiunile făcute în browser, toate clicurile, toate tastele apăsate și creează pe baza acestor date un set de instrucțiuni cu screenshot-uri și indicații explicite. E foarte simplu de folosit, o să vă arăt în următoarele secunde. Pentru început, va trebui să vă creați un cont. Vă vor fi puse câteva întrebări pentru sondaj, iar odată înregistrat, veți fi direcționat către pagina personală. Aici vor apărea toate ghidurile, slash tutorialele, slash workflow-urile, spuneți-le cum vreți. Acum veți avea nevoie de extensia de browser, care este disponibilă doar pentru Chrome și Edge, deci doar pe browserele Chrome-based. Asigurați-vă că ați fixat-o pe toolbar-ul de extensii, e mai ușor de accesat de acolo. Ca exemplu, voi înregistra un tutorial de creare a unui spațiu de lucru în Replit pentru a programa în Python. Putem începe înregistrarea dacă facem click pe extensie și apăsăm butonul principal. Ok, am început. Ceea ce este capturat e caseta pe care fac click și ceea ce scriu la tastatură. Deci o să urmez procesul pe care îl fac în mod normal. Ar trebui să apăs pe butonul plus, iar acesta, după cum vedem, este conturat. Dacă fac click, vedem cum în stânga jos din 1 s-a făcut 2, deoarece am ajuns la pasul 2 din tutorial. În continuare va trebui să aleg un limbaj de programare. Voi tasta Python și uite că deja am ajuns la pasul 4. Voi da un nume proiectului și voi apăsa Create Rep. Aici voi printa un text și voi rula programul. La final voi da click pe această fereastră pentru a înregistra output-ul programului ca un pas al tutorialului. Ok, am terminat. Odată încheiată înregistrarea, suntem direcționați către pagina de editare a acesteia. Aici avem fiecare pas al ghidului. Putem face modificări asupra fiecăruia, îi putem elimina sau să adăugăm alții. Deci pentru primul pas aici spune că ar trebui să intrăm pe Replit la contul George. Clar am vrea să modificăm și să-i spunem să intre pe propriul lor cont. Voi modifica și linkul care acum va duce către pagina principală de la Replit. Următorii pași sunt cum ar trebui, aici însă aș crede că fiecare ar trebui să-și numească proiectul cum dorește, deci voi indica acest lucru în titlul pasului respectiv. Aici pare că se înțelege ce este de făcut, însă pentru acest video de prezentare al platformei voi dori să modificăm imaginea pentru a fi mai detaliată. Putem da zoom in sau zoom out. Putem intra în editorul de imagine pentru a trage câteva săgeți sau a scrie texte. Putem blura informații confidențiale sau să tăiem din imagine. Deci îți oferă câteva unelte pentru a-ți îmbunătăți tutorialul. Odată salvată imaginea, vedem că modificările au fost aplicate. Dacă aș dori să șterg acest pas, apăs aici și apoi delete. Odată ce ați terminat, puteți să trimiteți ghidul altor persoane printr-un e-mail sau printr-un link, sau puteți chiar să descărcați tutorialul. Prima opțiune este să copiați HTML-ul, căruia îi puteți da paste în cam orice text editor. Aveți și markdown pentru cei ce vă pricepeți, dar cred că principala opțiune este să descărcați ca PDF. Așa arată produsul final, deci un tutorial pas cu pas făcut în câteva secunde. Acum, platforma are și o versiune Pro care îți permite să customizezi PDF-urile spre exportare, dar cel mai important este că îți oferă acces la versiunea de desktop, care îți permite să înregistrezi astfel de tutoriale doar că în afara browserului. Tot ce am prezentat în acest video este gratuit, dar dacă vrei niște funcții extra, le poți obține prin a susține dezvoltatorii.